Povestea Crăhățelului de oraș. Crăhățelul de oraș. E destul de nasol. Mănânci ceva și te duci la veceu și se spărți. Te duci, așa, când te ridici, vezi dita mai morcovul în mijlocul veceului și încerci. Și tragi apă o dată, de două, de trei, de patru, de cinci, de șase. Hai, bărbate, că vreau să ajung și eu la muncă. După ce ajungi la muncă, încep să... Până ajungi la muncă, încep să te cerți. Bă, dar ce mi-ai dat de mâncare? Mâncarea ta, fievar mâncarea, nu știu ce, cum. Cu șaorme, cu toate alea. Dacă mâncam o șaormă, nu s-a întâmplat. Dacă am mâncat mâncarea ta gătită, uite ce am pățit. Până mă întorc să te duci, să faci, să dregi, să nu știu ce, și începi și tragi apă. O dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, de cinci ori, de șase ori, de opt ori, de 20 de ori, de 50 de ori. Și nu se duce. Bagi șarpe. Sau vrei să bagi un șarpe. Chem instalatorul. Ce ați pățit? A, pe ăsta e din ăla. Mai și miroase? Aoleu. Tu te, domne, de aici. Uite, ăsta e asta. Așa te descurci. Singur. Ca altfel, asta e povestea de oraș. La cel de sat e simplu. Te duci în fundul curții, ai fosă septică, și îi spui, nevastă, vezi că am făcut morcov. A, foarte bine, fie țărâna ușoară. Să mai faci mâncare, că ne înțelegem.